Scene de groază în incinta unei școli din județul Mehedinți. Două tinere și-au împărțit pumn și picioare în sala de clasă. Incidentul a fost surprins și încărcat pe rețelele de socializare, chiar de către colegii celor două minore. Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe. Două eleve din localitatea Jiana s-au luat la bătaie zilele trecute chiar în sala de clasă. Culmea, totul a avut loc sub ochii colegilor, care însă nu au încercat în nicio clipă să le despartă, ba chiar le încurajau. Aceștia au asistat încântați la actul de violență și chiar le susțineau să se lovească mai cu spor. Incidentul a fost filmat și a apărut pe o rețea de socializare în acest weekend. Polițiștii orașului Vânju Mare s-au sesizat din oficiu, au identificat persoanele implicate în altercații și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe. În urma apariției în spațiu public pe o rețea de socializare a unor imagini în care este prezentat un caz de violență petrecut într-o unitate de învățământ, polițiștii orașului Vânju Mare s-au sesizat din oficiu, au identificat persoanele implicate în altercație. Acestea au fost audiate în această dimineață și a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe. Reprezentanții DGASPC Mehedinți au declarat că până astăzi nu au fost sesizați oficial de nicio instituție privind situația celor două minore, ba chiar mai mult aceștia s-au autosesizat. În urma anchetei sociale se vor decide măsurile ce vor fi luate în ceea ce le privește pe cele două eleve. Acestea riscă să ajungă în centrele de plasament. Până la acest moment nu am fost sesizat oficial de nicio instituție privind situația celor două minore, ne-am autosesizat noi însă din presă, am solicitat o anchetă socială pentru primăria din comuna respectivă. În urma anchetei sociale pe care o vom privi, vom lua măsurile care vom considera că se impun, adică dacă se va constata în urma anchetei sociale că cele două minore trăiesc într-un mediu nepotrivit, dacă se consideră că ar putea exista un pericol și pe viitor, vom putea merge chiar până la instituționalizarea celor două minore. Cercetările vor continua pentru stabilirea tuturor aspectelor care au condus la producerea acestui eveniment.